cetate și a văzut-o Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vom veni peste tine zile cu mășmașii tăi te vom conjura cu șanțul, te vom presura și te vom strâng din toate părțile. Te vom face una cu pământul, pe tine, pe copiii tăi, din jurul tău și nu vom lăsa în tine, piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut venirea de orice cetate. Amin. Luați lucrurile. Creștinia ca patrile Andrei, Domnul să-i dea zilecune și ungere de sus. Amin. Slavă să fie Domnul! Această zi aș dori să ne uităm cu mai multă atenție către un pasaj din acest text pe care l-am citit. Am încercat să pun și pe videoclipul ca să putem urmări pe videoclipul, că am observat că nu toți dintre noi venim cu Biblia la noi, ceea ce nu este neapărat un lucru bun. Și cred că Dumnezeu poate să ne învețe mai multe lucruri decât am observat la prima vedere din acest text. Știu că de multe ori, atunci când se predică în acest pasaj, este un mesaj de sărbătoare, un mesaj de bucurie, un mesaj în care este prezentată intrarea Domnului în Ierusalim. Însă, ceea ce pe mine mă pune într-o mare dilemă, este felul în care Domnul Iisus de multe ori cântă pe altă voce decât cântă ceilalți oameni. El face o discordanță. Privește lucrurile altfel. Astăzi aș vrea să ieșim din felul în care privește omul obișnuit lumea în care trăim. Și să încercăm să vedem lumea și felul în care Iisus s-a raportat la ea. Prin ochii lui. Să vedem că atunci când oamenii vedeau bucurii, vedeau sărbătoare, Iisus era de îngrijorat de anumite aspecte pe care le-a observat, încât a început să plângă. Haideți ca să ne uităm acest text, pentru că timpul nu este lung, însă adevărurile sunt importante și aș vrea să ne uităm cu atenție la ele. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Vedeți, de multe ori, felul în care este exprimat cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să trebuie de mai multe ori de gândit. Nimic din ceea ce este scris în Biblie nu este scris la întâmplare. Și noi ar trebui să învățăm din foarte multe lucruri care sunt scrise și poate pentru noi nu au însemnătate. Eu cred că felul în care ar trebui să primim acest pasaj nu este să vedem o prorocie care, într-adevăr, s-a împlinit la milimetru. Însă aș vrea să privim la această vorbire a Domnului Iisus Hristos ca la niște învățăminte pentru cei care trebuie să ducă Evanghelia lui Hristos, dar de asemenea ca niște învățăminte pentru aceia care trebuie să primească Evanghelia lui Hristos. În acest sens găsim învățăminte atât pentru cei care trebuie să ducă Evanghelia mai departe, dar găsim de asemenea învățăminte pentru aceia care ar trebui să primească Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm. Iisus Hristos spune când s-a apropiat de cetate și a văzut. De multe ori am vrea să ajungem cu mesajul Evangheliei la oameni, însă ne este greu să ne apropiem de ei. Ne este greu să ne apropiem de ei. Dar, poate că de multe ori ne apropiem de cei pe care știm că Cuvântul lui Dumnezeu încă nu ne-a schimbat viața. Însă felul în care ne apropiem de ei nu este o apropiere care să ne ducă pe ei într-o relație cu Dumnezeu, ci de multe ori neglijăm acest aspect al propovăduirii Evangheliei atunci când avem o relație cu o persoană care nu cunoaște Dumnezeu. Iisus Hristos
a venit din veșnicie, din afara naturii umane, s-a micșorat. A făcut așa fel încât să încapă în carnea unui om, pentru ca să vină să aducă Evanghelia nouă oameni. Și cui a venit să aducă Evanghelia? Poporul Israel. Vedeți, poporul Israel era un popor anume. Poporul Israel era poporul pe care Dumnezeu l-a ales ca să ducă mesajul lui Dumnezeu către toate națiunile. Ierusalimul, în special, trebuia să fie o lumină, trebuia să fie un stâmp, trebuia să fie o candă pentru lumea noastră. Însă Iisus, când a venit la Ierusalim, a văzut că Ierusalimul nu era așa cum trebuia să fie. Și Domnul Iisus a încercat toată viața sa și a reușit cu o parte din oameni să le propovedească Evanghelia, astfel încât oamenii aceștia care le va propovedi Evanghelia să poată schimba imaginea Ierusalimului. Să poată duce la îndeplinire misiunea pe care Ierusalimul trebuia să o ducă la îndeplinire. Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii, numai pentru o parte. Nu a murit numai pentru cei care vin la biserică duminica. Nu a murit doar pentru cei care aduc zeciuiala sau partea Domnului. Nu a murit doar pentru cei care fac fapte bune. Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii, chiar și pentru cei mai nenorociți de oameni. Însă Iisus, înainte să condamne pe cineva, înainte să aducă un mesaj de mustrare, spune că Iisus s-a apropiat. Noi ar trebui să învățăm acest lucru. Ar trebui să învățăm că înainte ca să spunem unui om că viața lui nu este bună, înainte ca să prezentăm mesajul Evangheliei așa cum el trebuie prezentat, curat, nu diluat, curat și întreg, ar trebui să arătăm dragoste, să arătăm apropiere, să arătăm că în ochii noștri, oamenii aceștia care nu cunosc pe Dumnezeu, sunt la fel de valoroși ca și noi înaintea lui Dumnezeu. Nu suntem cu nimic noi mai prețioși, nu suntem noi cu nimic mai valoroși. Am avut doar harul să-L cunoaștem pe Dumnezeu înaintea lor. Hristos a venit ca să aducă un mesaj. Și vreau să vă întreb, mesajul acesta pe care Dumnezeu aduce este un mesaj care se ducă la distrugerea Ierusalimului. Eu vă aduc în aminte de mai multe mesaje ale Dumnezeu, de distrugere mai mare ca și acesta. Însă toate aceste mesaje care au fost aduse de Dumnezeu, nu au fost aduse ca omul să spună nu mai avem nicio speranță de acum încolo să ne norocim. Ci tot timpul când Dumnezeu aduce un mesaj, chiar și de mustrare, chiar și de nenorocire, prin simplul fapt că îl prezintă, oferă omului posibilitatea de a se schimba. Așadar, atunci când noi suntem chemați de Dumnezeu să prezentăm mesajul lui Dumnezeu, mesajul Evangheliei, mesajul pocăinții, mesajul îndreptării unei vieți, mesajul în care îi cerem omului să schimbe viața după o rânduire și după legea lui Dumnezeu, acest mesaj trebuie să vină în urma unei apropieri. Dar vreau să vă spun că apropierea aceasta nu este de ajuns. Pentru că știți care este problema? De multe ori nu am vrea să ne apropiem de prietenii noștri în acest fel, prezentându-le Evanghelia, ce cauză? Pentru că ei vor vedea lipsa asta de trăire, din păcate. De multe ori nu suntem descurajați de faptul că vom fi respinși sau suntem descurajați de faptul că oamenii nu vor primi Evanghelia, ci suntem descurajați de faptul că ei vor vedea că ceea ce noi spunem nu este o realitate. Îmi pare rău să spun acest lucru, însă am observat în viața mea și am observat în discuții pe care le-am avut cu mai mulți oameni al lui Dumnezeu. Și atunci când suntem cu adevărat corecți față de noi, atunci când cu adevărat simțim ce s-a dat Dumnezeu,
ne dăm seama că adevărul adevărat, pentru care noi nu prezentăm soluția lui Dumnezeu pentru viața omului, este pentru faptul că în viața noastră încă nu a dat rezultate. Când ai o mașină bună, cu toți prietenii care te întâlnești, spui, cumpără-ți o mașină ca a mea, știi cum merge? Consumă puțin, merge tare, mă duce, n-am băgat o piesă, n-am cumpărat. Am auzit atâția oameni lăutându-se cu mașinile lor. Am auzit atâția oameni lăutându-se cu telefoanele lor. Am auzit oameni lăutându-se cu afacerea lor, cu munca pe care o fac ei, cu nevestele lor. Mă bucur pentru cei care își laudă nevestele. Am auzit atâția oameni care își laudă diferite lucruri. Însă din ce în ce mai puțin văd oameni care să laude trăirea cu Dumnezeu. Haideți ca să privim cu mai multă seriozitate în acest sens. Cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Iisus, când s-a apropiat de Matei și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Cineva spunea, până nu putem plânge pentru o anumită situație, nu o putem atinge, nu o putem schimba. Până când nu privim cu atât de multă seriozitate problema păcatului, încât să plângem pentru situația noastră sau pentru situația celuilalt, nu suntem suficient de aproape pentru că această situație se poată rezolva. Iisus Hristos nu plânge de multe ori în viața lui. Cel puțin nu ni se prezintă de multe ori acest aspect. Însă atunci când Iisus a plâns, a arătat cu adevărat sentimentele lui pe care le trăia. A arătat cât de mult ținea el, cât de mult sentimentul punea în situația pe care se afla. A plâns la moartea lui Lazar. A plâns aici, când prezenta Ierusalimului o radiografie, o situație reală pe care oamenii care erau în jurul lui nu o vedea. Iisus Hristos s-a apropiat. Iisus Hristos s-a uitat la oameni, i-a examinat, i-a văzut prin filtrul lui Dumnezeu. I-a văzut așa cum sunt ei. Și atunci când i-a văzut, nu a spus, mă să știu că e bine, cu câteva retușuri te păcăiți cu tine în împărția lui Dumnezeu. Iisus Hristos a văzut adevărul adevărat și care a fost mesajul lui? Mesajul lui a fost următor. Dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace. Din ce în ce mai multă lume nu are pace. Era mai multă pace și acum vreau să contează dacă e adevărat. În casa și unul oameni care nu aveau multe pe masă. Și nici cei mai noi adinași. Și nici cele mai noi haine. Și nici televizor în casă. Și poate și radio, dacă aveau, era ceva interesant. Și poate că nu se puteau lăuda cu prea multă cunoștință. Și nici foarte deștepți cum erau. Însă atunci când se puteau cu capul pe perna lor, chiar dacă mâncarea care au mâncat-o nu a fost cea mai sofisticată, poate că a fost niște mălingă, cu niște șuncă, cu ceva de grădină, când au pus capul pe perna, au dormit liniștiți. N-am luat venit de la bancă. Cât câștigau, nu era mult, dar era suficient. Când îi întrebai, ce faci? Nu spunea, sunt ocupat. Nu mai știu ce mai fac. Am probleme. Este adevărat? Am pierdut aceste lucruri. Ce spune? Că avem acum mai multe, nu? Suntem în Londra. O capitală a civilizației moderne. În care oamenii ce se întâmplă cu ei? Nu se ajung cu banii? Deși mănâncă mai bine decât au mâncat și mănâncă mult mai mult așa. Nu sunt tot timpul cei mai mulțumiți. Deși au telefoanele cele mai noi, poate cele mai bune
computere sunt disponibili pentru orice fel de entertainment, de distracție, de plimbări. Nu ne putem lăuda cu pace. Nu ne putem lăuda cu pace, este adevărat sau nu? Suntem repetenți. Pentru că pacea lui Dumnezeu, care vine cu adevărat în inima unui om, este pacea care dă sens vieții. Este pacea că tu știi că ceea ce faci tu în viața ta este suficient pentru ca să fii mântuit. Când ești în plan lui Dumnezeu, când ești în toți lui Dumnezeu, când ești pocăit, când îți devii în plan lui Dumnezeu, nici nu-i interesat de ce mașină conduci. Nu te trași să vedeai dacă computerul tău are cu zicea vechin. Eu cred că omul este cu adevărat plin de pace. Atunci când știe că este în planul lui Dumnezeu. Atunci când știe că viața lui este vegheată de Dumnezeu, că orice nevoie pe care el o poate avea, sau problemă în care poate ajunge, are la cine apela. Nu e stresat, nu e disperat. Lumea de astăzi are nevoie de o soluție. Soluția pentru stres, soluția pentru neliniște, soluția pentru nemulțumire. Oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți, indiferent de mult au. Soluția lui Dumnezeu, pace. Noi trebuie să vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Trebuie să ne vorbim despre Dumnezeu care aduce pace. Și care este pedeapsa lui Dumnezeu? Pedeapsa lui Dumnezeu pentru Israel este exact opusul păcii. Spune, vorbim de zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțe. Te vor presura. Te vor spune de părțile. Și continuă. Și continuă până acolo spune încât nu va mai rămâne pe în Ierusalim. Piatră pe piatră. Asta înseamnă că va fi o distrugere totală. Înseamnă că nu vei mai putea salva nimic. Hristos a vorbit Ierusalimului nu ca să se reseteze, ci ca să se întoarcă la Dumnezeu. Hristos a adus o prorocie care nu ar fi vrut să se împlinească. Ar fi vrut mai degrabă să spună s-a spus o prorocie despre Ierusalim și iată că s-a dus la neîntâlnire. Ar fi vrut mai degrabă acest lucru. Ar fi vrut ca oamenii să privească și mesajul cu o foarte mare seriozitate. Și oamenii să caute pacea lui Dumnezeu. Să caute ce au pierdut. Spune, dar acum, aceste lucruri care puteau să facă pacea, sunt ascunse de ochii tăi. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne dea alivii, așa cum spune în Apocalipsă. Atât nouă celor la care trebuie să vorbim cuvântul lui Dumnezeu, celor care încă nu-L cunosc, dar și oamenilor care trebuie să-și schimbe viața. Oamenilor care trebuie să primească mesajul lui Dumnezeu. Există două soluții. Oamenii pot merge mai departe spunând aceste vorbe care le spuneți voi, pocăinții, aceste vorbe care voi le spuneți, nu se vor duce la întâlnire niciodată. Aceste lucruri au fost spuse de evrei și nu mai departe de anul 70, la doar o generație distanță. Aceste lucruri au fost duse la întâlnire până la vinculiță. Până la vinculiță. Și știți cum? Din cauza faptului că templul care era acoperit cu aur, atunci când a fost înceriat, acel aur care era pe pereți, pe acoperiș, s-a scurs printre pietre. Și atunci romanii, ca să fie siguri că n-au scăpat niciun pic,
din aurul care s-a scurs, au băgat rana între fiecare două pietre, ca să fie sigur că acolo nu mai este puteam. Asta ca să se ducă de mine promisiunea lui Dumnezeu, prorocia lui Dumnezeu, că nu va mai rămâne piatră pe pietră. Oamenii astăzi spun, o să folosesc un buncă și o să vină în 2012 și o să am provizii pentru mulți ani și conserve puse acolo, când o să fie problema mare. Și am mediul de aur foarte bun, foarte stabil și casa neplătită. Și am și mașină și am ce trebuie și nu trebuie nimic. Puțin se face. Însă sunt care spun, pe mine nu mă atinge. Cuvintele lui Dumnezeu nu vor trebui. Cuvintele lui Dumnezeu s-au dovedit că sunt adevăr în viața multor oameni și ele nu vor trece ca neadevărate în viețile noastre. Cuvântul Dumnezeu ne spune felul următor. Dacă noi nu vom pune ca o prioritate căutarea păcii lui Dumnezeu, căutarea planului Dumnezeu, să căutăm adevărul lui Dumnezeu până la ultima privință, până la ultima lună să fie împlinit în viața noastră, suntem în situații în care Hristos o să vină la noi atunci când se apropie și să spună am un mesaj care nu se spune. Noi trebuie să fim aceia care să ducem lumina mai departe. Să fim aceia care să trăim viața noastră așa fel încât să ne fie rușine să spunem oamenilor despre soluția lui Dumnezeu. Să ne fie rușine faptul că vom fi descoperiți ca mincinoși. Ca cei oameni care vorbesc una și alta fac. Să nu fim interogați de oameni. Să nu fim puși la zi să spună oamenii bă, dar voi nu trebuia să faceți așa? Și voi nu aveți așa credința? Și voi nu așa? Cum dar de tu vii la muncă duminica? Întreb. Poate că vă întreb acum în prieteni. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Căutați mai întâi împărăția cerului. Și toate lucrurile pe care aveți trebuință, vă vor fi date. Cuvântul lui Dumnezeu astăzi ne vorbește suficient de clar. Există o abordare corectă pe care noi trebuie să o învățăm. Și de aceea trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Și să vedem așa cum Hristos s-a apropiat de cei care va trebui să aducă mesajul Evangheliei. Și noi suntem aceia care să înțelegem atitudinea corectă și modalitatea corectă prin care să ne apropiem de oamenii care trebuie să facă Cuvântul lui Dumnezeu. Însă în același timp, trebuie să înțelegem că Cuvântul lui Dumnezeu este un semnal de alarmă pentru noi toți aceia care încă nu avem viața pusă în ordine ca Dumnezeu. Să nu uităm, acest mesaj a fost pus iudeilor. Nu a fost pus altor oameni. Gândiți-vă, ca și cum Dumnezeu a venit în templul Ierusalim, în centrul creștinătății, în centrul revelației lui Dumnezeu. Și acolo, acelor oameni, Hristos le spune, e problemă cu voi. Eu nu spun, este problemă cu noi. Eu spun doar, haideți să ne cercetăm. Haideți să ne verificăm. Haideți să vedem care este atitudinea lui Dumnezeu față de noi. Care este erografia Lui atunci când se dă la noi. Și Dumnezeu să ne ajute să fim buni propovăduitori, în același timp să fim buni primitori ai Cuvântului Dumnezeu. Amin.